FCO-ul rămâne fără puncte obținute în play-off-ul ligii a doua și după desfășurarea celei de-a patra etape a acestei faze a competiției, iar după amiază echipa locală a primit vizita celor de la CSM Râmnicu-Vâlcea, formație care avea nevoie de victorie pentru a mai păstra șanse de accedere în primul eșalon. Oaspeții au deschis scorul încă din debutul partidei, după ce Codin l-a învins pe Bugiu cu o lovitură de cap și a stabilit scorul primei reprize. CSM a rezolvat problema echipei învingătoare cu 6 minute înainte de final. După o lovitură indirectă din careul gazdelor, Codin a reușit dubla, iar vâlcenii au plecat cu toate cele 3 puncte de la Slatina. Am schimbat ceva, să zic așa, la compoziția tactică a echipei. Încercăm să jucăm un fotbal mult mai ofensiv, mult mai sus, pe pressing. Am reușit foarte bine să facem acest lucru la Reșița. Astăzi pot să spun că n-am mai reușit să fim la fel de proaspeți, dar importante sunt punctele. În continuare, problemele pe care le-am avut în aceste 3 meciuri văd că se perpetuează. Nu-mi place să fac nominalizări nici pozitive și nici negative. N-am făcut-o până acum, doar cu o singură excepție. Dar sunt prea multe greșeli individuale și putem vorbi de multe lucruri, chiar și de lipsă de valoare. FCO-ul ocupă în continuare locul al 6-lea, ultimul în play-off. În etapa viitoare, slătinenii vor întâlni în deplasare formația ASEA Târgu Mureș.